Bună ziua tuturor! Mă bucur să ne regăsim și să continuăm călătoria noastră. Vă propun să vorbim despre cifrele arabe. Oare cine nu le cunoaște? Cu toții le cunoaștem. Unii le iubim, alții nu. Cu certitudine, toți le folosim. Cifrele arabe, folosite astăzi în întreaga lume pentru scrierea numerelor, au provenit inițial nu din Arabia, așa cum sugerează denumirea, ci din India. În Europa, ele au ajuns abia în secolul al IX-lea, după Hristos, prin intermediul scrierilor arabe și al musulmanilor care au ocupat Spania și au prins tot mai mult teren odată cu inventarea tiparului în secolul al XV-lea. Așa cum le cunoaștem astăzi, cifrele arabe au fost descrise de un savant, matematician, astronom, geograf de origine persană, care a trăit în secolul al IX-lea. El este considerat și inventatorul algebrei. Se spune că pe la începutul secolului IX, califul Bagdadului, Al-Mansur, impresionat de vizita și cunoștințele unui astronom indian, a cerut să se traducă în arabă tabelele de astronomie indiene, iar urmașul său a fondat Casa Înțelepciunii, o bibliotecă uriașă în care savanții puteau să lucreze în voie, fără nicio grijă legată de constrângere materiale, deoarece acolo aveau totul la dispoziție. Zero este considerat a fi invenția cea mai importantă a sistemului arab. El era notat printr-un cerc, un oval, un punct, acestea dându-i-se o valoare sacră în cultura indiană. Deși simbolul zero este atribuit arabilor, se pare că și maiașii îl foloseau chiar cu 100 de ani mai devreme, fără a avea șansa de a se răspândi în întreaga lume. Forma cifrelor arabe se pare că n-a fost aleasă întâmplător. Au fost concepute după o anumită logică, mai ales s-a ținut cont de ușurința scrierilor și de faptul că trebuie să fie ținute minte și recunoscute ușor. Amintiți-vă greutatea numerotării în sistem roman. Priviți acum cifrele arabe. 1, 2 și 3. Și puteți vedea foarte ușor unghiurile pe care aceste cifre le formează. Continuând numerotația, să privim cifrele 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Fiecare cu numărul de doare. Vă propun și o aplicație. Identificați trei domenii din viața voastră cotidiană în care utilizați cifrele arabe. Iar acum, realizați următorul calcul utilizând cifrele arabe și apoi cele romane. Înțelegeți acum mai bine importanța cifrelor în viața noastră? Sunt sigură că da. Până data viitoare, vă mulțumesc și vă spun la revedere!